și lămpile lor se sting. F. Löfgren. Capitolul 1. Tocmai se terminase serviciul religios festiv din biserica spațioasă și începu ora mărturiilor, când un bărbat se îndreptă liniștit pe un culoar lateral spre amvon. Prin sala cea mare a bisericii trecu ca un suflu murmurul vocilor care șopteau: constructorul de bărci! Câțiva bărbați de vârstă mijlocie se fuiră neliniștiți pe locurile lor, ca și când ar fi vrut să iasă afară, dar ceva anume îi reținea. Alții se aplecară înainte, urmărind cu privirea încordată fiecare pas al bărbatului. Prezbiterii de pe scaunele lor aflate pe stradă în spatele amvonului se uitară încurcați unii la alții, dar păstorul dădu din cap ca și când ar fi zis: lăsați-l numai să vorbească. Era greu să stabilești vârsta bărbatului care se apropia de amvon. Poate că numai ochii extrem de vioi trădau ceva din focul care ardea în el. Era de statură mijlocie și zveltă. Pățișarea lui lăsa să se recunoască îndemânarea și forța muncitorului. În timp ce mergea în față, precum și atunci când urcă treptele spre amvon, ochii erau ațintiți asupra cărții pe care o ținea în mână. Era Biblia deschisă, din care îl captiva un pasaj în așa măsură încât părea să uite unde se află. Dar, înainte de a fi ajuns în spatele amvonului, începu să vorbească. Avea o voce cam răgușită, dar care răsuna până în cel mai îndepărtat colțișor. Vorbea ca și cum ar fi avut doar ceva de povestit, fără să se adreseze cuiva anume. Și totuși, ascultătorii luară imediat poziție față de cele spuse. Câțiva îi sorbeau cunesați cuvintele de pe buze, alții zâmbeau îngăduitori, dar totuși curioși. Bărbatul dinapoi amvonului arăta de parcă ar avea o viziune. Dar cuvintele lui se aplicau uimitor de direct la viața cotidiană a lui și a ascultătorilor lui. Iată, eu stau la ușă și bat. Poate să-și imagineze cineva așa ceva? Că există undeva un spațiu care să rămână închis pentru Isus. Cuvintele lui nu erau de fapt o întrebare. Ele exprimau doar o mare uimire. Și tuturor celor care îl ascultau, li se părea că nu văzuseră încă niciodată ceva atât de ciudat. Iisus în fața ușii. Dar El trebuie să fie înăuntru. El trebuie să umple complet o inimă, ca să nu mai rămână loc pentru alte lucruri. În loc de aceasta, El stă afară, fără cămin, tăgăduit, respins. Constructorul de bărci lăsa ascultătorilor să-i timp să-și-l închipuie pe Iisus stând afară, fără cămin, tăgăduit, respins. Dar de ce stă afară? Am ajuns odată seara târziu într-un oraș, m-am dus la hotel și am cerut o cameră. Nu mi s-a dat. De ce oare? Cumva pentru că eram prost îmbrăcat? Nu, hainele mele erau în ordine. Nu putea nimeni să-mi reproșeze ceva rău. Aveam și bani. Dar nici așa nu mi-au dat cameră. Oare de ce? Ei bine, pentru că hotelul era plin. Toate camerele erau deja date. Constructorul de bărci făcu iarăși o pauză. În fața ochilor adunării se înfățișa hotelul acela plin. Recepționerul stătea înapoi a mesei lui cu un zâmbet îngăduitor și plin de compătimire și îi trimitea pe oamenii noaptea de afară. Puteau doar să se convingă singur că nu mai era liberă nicio cameră. Tot așa a fost și atunci când a venit Iisus prima dată pe pământ. N-aveau niciun loc în han. Nu din răutate l-au trimis ei în grajd. Cu adevărat, nu mai aveau niciun loc. Acolo era hanul, iar la celălalt capăt al curții era grajdul. Gândiți-vă numai ce har este că El stă afară la ușă. Un ton nou din vocea vorbitorului i-a făcut să asculte și mai atenți. Până atunci, constructorul de bărci doar le povestise ceva, acum li se adresă nemijlocit tuturor. Da, căci ar fi putut să plece, nu-i așa? Ar fi putut să renunțe la tine, la tine, păcătosule. Ar fi putut să renunțe. Ar fi putut să plece de la tine în altă parte. Dar El stă tot afară și speră să-i dai un loc în inima ta. El stă afară. Auzi cum bate? Deschide inima. Lasă-l să intre.
Un om bătrân se ridică pe jumătate de la locul lui și rămase așa cu gura deschisă. Câțiva tineri se uitau cu ochi strălucitori la vorbitor. Nimic din vocea constructorului de bărci nu-i trăda emoția lăuntrică atunci când el vorbi mai departe. Dar aici, el stă în fața unei uși pe care altădată o închisese după el. Cum s-a întâmplat oare că a trebuit să iasă iarăși afară? Ei bine, inima aceasta a primit atât de multe lucruri în ea, încât lui nu i-a mai rămas loc. A fost împins tot mai mult spre ușă și în cele din urmă a fost scos afară. Inima aceea cedase altor lucruri locul său. O inimă în care nu mai este loc pentru el. Unii dintre ascultători își schimbară poziția. Pe unele fețe se putea citi respingere, ca și cum ar fi vrut să se apere de țepușul pe care îl simțeau că le intră în conștiință. Alții se rezemară cu spatele de spătarul scaunului, afișând intenționat indiferența, dar din poziția lor încordată se vedea că nu voiau să le scape nimic din cele ce spune. Dar oare ce i-o fi luat locul? Vreun păcat ascuns? Lăcomia? Afacerile tale? Vreun alt om? Cumva iubita ta? Poate că ești un renegat, un apostat, fără să o știe cineva în afară de tine și el. Dă-mi voie să-ți spun. Tu ai fost acela care l-ai scos afară. El stă afară pe scară. Mai departe nu l-ai putut izgoni. Și acum stă acolo și ar vrea să-ți dăruiască iarăși pacea pierdută. La Ingait, constructorul de bărci făcu o scurtă pauză. Dar nu cu asemenea lucruri și-a umplut inima până la refuz omul, la care bate Iisus acum. Este propriul lui creștinism, cel care i-a umplut inima până la refuz. Inima plină de creștinism, dar Hristos afară la ușă. Înțelegeți voi lucrul acesta? Pastorul se aplecă spre prezbiterul care stătea lângă el și îi șopti la ureche. Auzi, Bake, mi se pare că e cam limbut. Dark Bay clătină energic din cap. Nu, lasă-l să vorbească mai departe. Omul se socotea pe sine că este bogat, răsună cu aceeași insistență vocea vorbitorului în inimile ascultătorilor. Și trăind în belșug. Dar Iisus îl numea sărac și nenorocit. Omul putea să prezinte fapte, virtuți și aranjament creștin, dar îi lipsea viața. Căci viața stătea afară, în fața ușii. Prietene, este un schimb prost să-l dai pe Iisus, cel viu, pentru un creștinism mort. Mă întreb dacă nu cumva biserica... Dintr-o dată pastorul își schimbă poziția, se uita cu privirea fixă pe Steanvon și adunarea aștepta acum plină de încordare. Dacă nu cumva biserica stă aici înăuntru, în timp ce Iisus stă afară. Auziți? Iisus în fața ușii propriei lui biserici. De atâta creștinism, nici nu mai poate intra înăuntru. Cuvintele constructorului de bărci nu aveau nici cea mai mică nuanță ironică. Ele doar îndreptau privirea asupra unei posibilități îngrozitoare și o mare parte dintre ascultători simțea limpede cât de săracă trebuie totuși să fie o asemenea biserică ce nu l-are pe Iisus cu ea înăuntru, ci l-are stând afară la ușă. Nu era deloc de mirare că Iisus a spus că un asemenea om și o asemenea biserică este nenorocit și sărac. Care este acum situația cu biserica noastră? Suntem o biserică mare, cea mai mare din oraș, și nu fără mândrie obișnuim să scoatem în evidență lucrul acesta. Văd pe câțiva dintre voi că protestează, dar chiar așa facem. Corul bisericii noastre este renumit până departe. Cercurile noastre de lucru sunt excelent organizate, mai bine ca în altă parte, cred eu. La noi toate sunt la superlativ. Noi avem cea mai mare și mai frumoasă biserică, cea mai mare adunare, cea mai mare orgă, cea mai mare școală duminicală cu copii. Dintre toți, avem de asemenea ce este mai bun, cei mai buni predicatori, cea mai bună organizare a bisericii. Este adevărat ce spune omul acela? Sunt bogat și am din belșug. Dar ce răspunde Iisus la aceasta?
Câțiva dintre prezbiteri se foiră neliniștiți pe locurile lor. Se putea auzi răsfoitul cărților de cântări. Mai mulți se uitară nervoși la ceas. Pastorul îi aruncă vecinului său o privire întrebătoare, dar acesta, drept răspuns, ridică supărat din numeri. Fața lui se posomorâse și privirea era neliniștită. Învățătura noastră este cea bună și corectă, continuă vorbitorul. Doctrinele noastre se înlănțuie logic, ca perlele într-un șirac și este bine așa. Dar ce loc are Iisus cu viața sa și cu dragostea sa în toate acestea? Ce are El de zis la aceasta? Poate un dureros și neputincios, iată, eu stau la ușă și bat, eu stau afară. Gândiți-vă cât loc ocupă serviciile religioase în viața bisericii noastre și în celelalte biserici. Ne facem reciproc concurență ca în viața de afaceri. Activitatea creștină ne prinde bisericile și le cucerește, le face prizoniere. Unde mai este loc în toate acestea pentru Iisus? Stă El... Atunci cineva a început să cânte. Oamenii tresăriră speriați și se uitară în jur. Apoi începu încă unul să cânte și pe urmă alți câțiva. Curând erau mulți cei care cântau. Neputincios și uimit, constructorul de bărci își lăsă privirea să plutească peste cei adunați. Focul din ochii se stinse. O roșeală întunecată îi coloră obrajii și îi cuprinse încet toată fața. Mâinile îi tremurau atunci când își șterse fruntea. Cu pași nesiguri, cu capul plecat, coborâ treptele și se duse la locul lui. Se făcu o tăcere chinuitoare după ce se cântă și ultima strofă. Dar nu era pastorul omul care să nu facă față situației. Cred că avem destui coriș printre noi ca să ascultăm în încheiere ceva frumos. Dădu din cap întrebător spre dirijorul corului. Acesta se ridică ca să vadă câți oameni are, îi numără cu privirea prin toată sala. Sigur că da. Titlul cântării trecu din gură în gură printre coriști. Dirijorul lua bagheta și corul cântă cu toată puterea Marele Aleluia în cinstea mielului care poartă păcatul lumii.